Mulțumesc, Ana. Explozii în această dimineață în capitala Ucrainei. Martorii spun că au văzut coloane uriașe de fum în nord-estul Kievului. Sirenele antiaeriene sunaseră anterior în mare parte din Ucraina, inclusiv în regiunea Kiev. În Severodonețk, principala țintă a rușilor, ucrainenii încearcă în continuare să reziste. Sirenele au răsunat din nou în Kiev după mai multe săptămâni de acalmie. Martorii au raportat mai multe explozii în zona de nord a orașului, mai multe explozii în districtele Darnitsky și Dniprovski din capitală. Serviciile de urgență lucrează deja la fața locului, a scris primarul Kievului Vitali Klitschko pe aplicația Telegram. Primarul orașului istoric Brovary, situat la aproximativ 20 de kilometri de centrul Kievului, a îndemnat oamenii să rămână în casele lor din cauza fumului. Viața în Kiev revenise la normal de mai bine de două luni după ce rușii au ieșuat pe frontul de nord și au decis să-și concentreze toate eforturile în sud. Autoritățile nu au mai raportat nicio lovitură majoră de câteva săptămâni. Explozii în această dimineață în capitala Ucrainei. Martorii spun că au văzut coloane uriașe de fum în nord-estul Kievului. Sirenele antiaeriene sunaseră anterior în mare parte din Ucraina, inclusiv în regiunea Kiev. În Severodonețk, principala țintă a rușilor, ucrainenii încearcă în continuare să reziste. Sirenele au răsunat din nou în Kiev după mai multe săptămâni de acalmie. Martorii au raportat mai multe explozii în zona de nord a orașului, mai multe explozii în districtele Darnitsky și Dniprovski din capitală. Serviciile de urgență lucrează deja la fața locului, a scris primarul Kievului Vitali Klitschko pe aplicația Telegram. Primarul orașului istoric Brovary, situat la aproximativ 20 de kilometri de centrul Kievului, a îndemnat oamenii să rămână în casele lor din cauza fumului. Viața în Kiev revenise la normal de mai bine de două luni după ce rușii au ieșuat pe frontul de nord și au decis să-și concentreze toate eforturile în sud. Autoritățile nu au mai raportat nicio lovitură majoră de câteva săptămâni. În schimb, regiunea Lugansk este transformată în ruine de bombardamentele necontenite. Rușii își concentrează eforturile asupra Severodonețcului, oraș industrial strategic. Trupele ucrainiene s-au grupat în jurul combinatului chimic Azot și au lansat de acolo mai multe contraatacuri puternice. Șeful administrației din regiunea Lugansk, Sergei Gaidai, a respins prognoza Ministerului Britanic al Apărării, potrivit căreia forțele rusești vor cuceri regiunea în două săptămâni. Oficialul spune că forțele ucrainiene au suficiente întăriri și echipamente pentru a efectua contraatacuri suplimentare și pentru a-și apăra pozițiile. De altfel, și un expert militar rus a declarat că este puțin probabil ca armata invadatoare să străpungă apărarea ucrainiană din Lisichansk, de la Severodonețk.